Elena Udrea urmează să ajungă în țară. Ieri magistrații din Bulgaria au decis să fie extradată în România. Va fi încarcerată acum la penitenciarul Târgșor, acolo unde a mai fost închisă și în urmă cu 7 ani. Decizia a fost luată sub presiune, acuză Elena Udrea, care a mai spus la ieșirea din sala de judecată că va face dezvăluiri după ce va fi adusă în țară. După 2 luni petrecute în arestul din Bulgaria, Elena Udrea se întoarce în România. Curtea de apel de la Sofia a menținut decizia tribunalului din Blagoevgrad și a dispus extradarea fostului ministru. La ieșirea din sala de judecată, Elena Udrea a lansat acuze dure. Vom vorbi curând despre ce s-a întâmplat în 7 aprilie. Dacă este adevărat că în 7 aprilie, 2 judecători din completul care au pronunțat decizia împotriva mea au fost chemați la parchetul general și amenințați cu pușcăria dacă mi-admit contestația. Decizia împotriva mea s-a luat sub presiune. Elena Udrea a cerut judecătorilor bulgari să dispună măsura mai blândă a arestului la domiciliu, timp în care procesul ei să fie reluat în țara vecină. Cazul meu este de departe cel mai grav de încălcarea drepturilor unui cetățean european, cu cele mai evidente abuzuri. În toate cazurile s-a respins solicitarea României de a trimite în țară. Vă cer să respingeți cererea României și să procedați așa cum au procedat și judecătorii din țările europene, la care ne uităm cu admirație. Ei au respins solicitările considerând că se încalcă drepturile omului cu condițiile din închisori, a spus Elena Udrea în pledoaria finală. Fostul ministru a invocat inclusiv cazul lui Sorin Oprescu și le-a cerut judecătorilor bulgari să solicite clarificări de la Curtea Europeană de Justiție. Magistrații de la Sofia nu au fost însă convinși de argumentele Elenei Udrea cu privire la condițiile precare din închisorile românești. Așa că, în termen de 10 zile, fostul ministru urmează să fie predat autorităților din România. Elena Udrea va fi adusă în țară sub escortă și dusă direct la penitenciarul Târgșor. Aici, la penitenciarul Târgșor, echipa care conduce această instituție este formată din oameni minunați. Acum, fosta eminență cenușie din mandatele președintelui Băsescu are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare în dosarul Galabute, în care a fost găsită vinovată pentru luare de mită și abuz în serviciu.